Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Avem niște produse pe care vreau să vi le arăt cât de repede se poate. Fiecare filmuleț care încep așa are minim 10-15 minute, dar nu mai contează. Trimise de eFire și care toate vor veni la giveaway. Fac o paranteză, am văzut un filmuleț, respect pentru domnul care l-a făcut, foarte pertinent, legat de aceste relee de supraveghere fază, că nu or să țină la 40, 60, 80 de amperi cum sunt trecute pe ele. Ideea e niciodată nu o să vedeți branșament mai mare de 32, cu slabe șanse 40, atât am eu aici la curte, spre exemplu, monofazat mă refer, și nici nu vă recomand să trageți 32 blană, nu mai suntem pe vremea cu 7000 de radiatoare și pe monofaza nu se pune plită. Da? Sau dacă o pui, nu folosești mai mult de un ochi, maxim 2. Dacă nu aveți încredere, am mai recomandat și într-un film anterior, mergem pe varianta cu contactor, adică ăsta să-ți controleze contactorul. Bineînțeles, pierzi partea de protecție la curent, că astea au și la supracurent. Dar e altă treabă. Astea vi le-am prezentat în filmulețele anterioare. Astea sunt contoare smart. Astea vor veni două. La fel, toate sunt pentru protecție la supratensiune. Le-ați văzut sigur la filmulețele în urmă, dacă nu, derulați înapoi pe canal. Asta e la cu ecranul portocaliu. Pentru diverse amperaje, acum fiecare cum e norocul să câștige ce să câștige și face ce vrea el cu el. Poate să-l și vândă, nu ne interesează. Sau să-l dea cadou. Avem unul aici trifazat, la fel cu protecție la supracurent, dar nu trebuie să ajungem acolo, dar îl putem seta la pragul pe care vrem noi. Da? Asta este de bla bla bla, nu se știe. Sau nu văd eu. 50 de amperi, scrie mare, dar nu vede prost. Să mai întâmplă. Și mai avem niște chestii tot de la efire.ro, pe care o să vi le arăt întreagăt așa. Dacă ni le-a dat, eu o să vi le dau. Asta e o jucărie, merge pe OBD-ul de la orice mașină, de șters erori, nu mă pricep. Care îl câștigă, ăla e norocosul. Mai am o jucărie de care o să râdeți maxim, nu știu ce face. Da, dacă e vreunul pe canal și trebuie și are și noroc, poate să-l câștige. Dacă mă uit bine la el, e ceva pentru aerul condiționat. Lăsați voi la comentarii, nu știu exact ce face. Oricum cuiva o să-i trebuiască, chiar dacă îl câștigă unul care nu-i trebuie. Aveți marele OLX la îndemână și vă jucați cu el. Avem o lanternă care mi s-a părut destul de interesantă. N-aș putea să vă spun cât ține bateria. Aș putea să citesc pe cutie, că de obicei scrie încărcare USB. Nu scrie, din păcate. Foarte interesantă, cu talpă magnetică. Și se deschide ceva de genul. Și asta o să o băgăm în trusa mare. O să vedeți la ce mă refer la trusa mare. Încerc să fac o trusă cât mai completă posibil pentru un electrician. Acum vedem dacă și reușim. Am comandat și o parte din produse. O parte le-au trimis furnizorii. Vedem ce se întâmplă până la sfârșit, până umplem lada. Dacă nu reușim să o umplem, știți cum e.
Vorba aia, în Germania costă de euro umpli un cărucior de mâncare și de băutură. Și la noi la fel, dar numai că umpli cu hârtie igienică și cu apă minerală. Așa, iar releu de supratensiune, care ne arată și kilovații. Asta e un model nou. Și avem două, sau nu e același lucru? Nu, sunt de amperaje diferite, ba nu, la fel. 63, 63 sunt chiar diferite, diferite. O să le luăm pe rând, că o să le numerotăm. Coletul 1, 2, 3, pachetul 5, 6, avem încă unul trifazat. Avem un solar charger controller. Are și USB. Care e pasionat de panouri fotovoltaice. Nu vrea să intre la loc. Și mai avem un telemetru cu laser. Aș fi curios să vă pun la ce distanță bate. Toleranță plus minus 2 mm. Distanța minimă 1 mm. Laser, la la la, baterii, dimensiuni. Și pun la ce distanță bate. Bineînțeles că face ca orice telemetru suprafețe, volum. Deci tare curios sunt pe la distance. Distance, distance, nicăieri nu vrei să... modelul 120. Așa arată. Are și boloboc, îmi place că are boloboc. Să vedem ce avem nevoie. Are și husă. Husă și în jucărie care să o pui pe lumină, ca să vezi când e soare afară, e complicat. Eu am avut niște ochelari de ăștia, mai povestit într-un filmuleț, dar s-a jucat copilul cu ei și nu știu pe unde sunt. Și văd că manual, oricum și un 30 de metri dacă bate, undeva ar trebui să scrie, da. Ori nu văd eu, am ori bugăinii, ori nu scrie. Da, mai puțin important, și ăsta la fel va veni în trusa mare. Cam atât la filmulețul ăsta, ne vedem la filmulețul următor, tare curios sunt ce face jucăria asta sau ce face câștigătorul cu ea. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.